dintre capitanii care au făcut istorie pe frontul de la Grivița în august 1877 a fost Leon Cracalia. Despre acesta ne-a vorbit colaboratorul rubricii noastre, muzeograful Emil Păunescu. Capitanul Leon Cracalia era un botoșănean de 39 de ani, încadrat în regimentul 10 Dorobanți, în batalionul comandat de celebrul major Gheorghe Șonțu, și la asaltul Griviței, atunci când comandantul său a căzut ucis, a preluat comanda batalionului, deși era rănit la o mână, și rămân memorabile amintirile unui supraviețuitor care spune că îi înmâna gloanțe acestui ofițer viteaz care a reușit să împuște doi ofițeri turci care își încurajau la rândul lor soldații din subordine să reziste atacului. Din păcate, și Cracalia a fost împușcat și a căzut mort lângă ajutorul lui. Despre capitanul Leon Cracalia, ziarul Războiul scria în 1877. Văzând că maiorul a picat mort, a luat comanda strigând soldaților să meargă tot înainte, deși el era rănit la mâna stângă de un glonț. Un alt capitan de nădejde al țării a fost Vasile Panu, cel care a luptat alături de vestitul Walter Mărăcineanu, pe care l-a și înlocuit la conducere după ce a fost răpus de gloanțe. Capitanul Vasile Panu este scoborător dintr-o familie de militari și la rândul său a făcut carieră în oastea română, intrând în regimentul al 8-lea de infanterie de linie, în batalionul comandat de un alt capitan celebru, Nicolae Walter Mărăcineanu. Ca atare a participat la asaltul redutei Grivița și după moartea lui Mărăcineanu a preluat comanda trupelor. Din nefericire a fost rănit la genunchi și un brancartier l-a luat în spinare să-l ducă la ambulanță. În drum spre salvare au fost uciși amândoi. Este demn de menționat că Vasile Panu era frate al cunoscutului junimist Gheorghe Panu, viitor mare om politic al României. La lupta pentru cucerirea independenței a participat și capitanul Năstase, cel care a căzut pe frontul de la Plevna, în memoria căruia a fost ridicat un bust la Giurgiu, pe Alea Eroilor. Capitanul Grigore Ion Năstase era născut la Iași și avea 35 de ani atunci când a participat la luptele de la Grivița. Dacă la 30 august a scăpat nevătămat, peste o săptămână la asaltul Griviței 2, în celebra Valea Plângerii, și-a găsit sfârșitul în fruntea soldaților săi. Este unul dintre numărații moldoveni care au dat grosul trupelor care s-au evidențiat în luptele din jurul Plevnei.